Am o scrisoare către domnul șef al personalului. De un coa. E de la domnul consilier Varga. De un coa. Trebuie să predau personal domnului șef. Hai mă, nu fă fițe. Nu se poate intra fără autorizație specială. Aici nu-i fabrică de iaurt. E ceva foarte important, domnule sergent. Portar cu echipul el. Alo? Fii drăguț, răspunde tu. Da? Cum? Cum se poate să... Aici doctorul Salvator Varga. Să-i dați drumul imediat. Cum vă permiteți să... Da. Stă pe 10. Da. Da. Miște-l. Mă, mă! Nu vă e bine? Nu vreți să lucrați? Vreți să vă bag la carceră? Vi l-am adus și pe ăsta nou. Hai, băie, te apucă de și dă cu mătura pe jos. Pune-le pe jos. Uite ce, dacă vreți, ți-ar duna, spune-mi. Ia uitați-vă la domnișorul, are pielea subțire. Hai mă, dă, dă. Toți am început așa. Așa se învață meseria. Să trăiți, domn doctor. Am să raportez direcții. Poftim. Voi fi nevoit. Voi fi nevoit să raportez direcții. Mai să fie. Spune, domnule Pop, dumneata ce-i face acum în locul meu? Am trecut cu vedere atâtea lucruri, atâtea nereguli. Căci eu sunt român. Există o limită. O limită. Domnule consilier, vă rog să veniți să asistați, domnule doctor. Pentru numele lui Dumnezeu. Spuneți-mi dumneavoastră, ce pot eu să fac în asemenea situație disperată? Te joci cu armata? Dar riscăm zidul. Mai să fie. Înțeleg, o acțiune acolo, ceva în miniatură. O să demontez și în interioare, nemaipomenit. Am să nebunesc, domnule doctor. Măi, ia te uită, măi. Am săturat. De 2 ani de zile trăiesc în umbla revolverului. Am săturat. Domnule inginer, dar nu trebuie să fii. Ce să nu fiu? Hai dă-mi pace cu sfatul ăsta, cretine. Ce-ți pasă dumitare? Sinecură, mașină, salariu? De lucru nu o să ai decât atunci când o să stabilești juridicește că eu am făcut acte de sabotaj. Te rog să nu depășim. Spânzurate-i. Tu nu ți-ai adus nimic? Nu. Ia de la mine. Nu, mulțumesc. Poți să ies în curte? Poți. S-au suspendat toate cursurile, s-a încheiat anul școlar, am luat vacanță! Viu imediat! Ce, mamă, nu trebuia. Ți-am adus niște brânzoice. Mănâncă. Cum te-ai aranjat? Foarte bine. Lucrez într-un birou, la... Da. Mamă, tu nu poți înțelege. Mama înțelege multe. Un singur lucru te rog. Cere iertare, tată. Știi cum e el încăpățânat? Semănați atât de mult. Ce faceți mai acolo? Ce ai adus acolo? Ia să văd. Și tu, mă, nu cunoști ordinul, ai? Da. Unde lucrezi, mă? La sculărie.
Hai, lasă că vezi tu, Petra. Aduci lucruri din afară. Hai, femeie, șterge-o de aici. E băiatul meu. Fără vorbă. Hai, un, doi. Haide, pleacă și tu. Poftiți. Da. Am onoarea să vă salut, domnule doctor. Suntem pierduți. Dar ce s-a întâmplat? Nu pot să spun nimic. Am fost vizitat de niște domni. Ce ne facem, domnule Varga? Nemții sunt aici? Da, știu. De unde ești? De unde vrei? De câțiva. A. Vor să demonteze întreaga instalație. S-o duc în Germania până la 3 septembrie. Nu știu nimic, n-am auzit nimic. Nici eu n-am spus nimic. Nu știu nimic. Ce ne facem, Varga? Nu mă interesează. Supraveghează totul. Eu sunt consilier juridic al fabricii, domnule director general. Păi tocmai de aceea. Gerasim. Ce faci? Te-am căutat și mai înainte. Poftim. Uite, mi-a adus mama. Nu, am mâncat. Ne-am cunoscut la gară după bombardament. Nu-ți mai aduci aminte? Trebuia să mergem a doua zi la pescuit. Ah, ești elevul ăla. N-am putut veni atunci. Nici eu. De ce? Am avut treabă. Ce treabă? O treabă. Și ce cauți aici? Am fost angajat. La sculărie. Și dumneata? Da, eu sunt sudor aici. N-ai putea să mă iei la dumneata? E groaznic. Ce e groaznic? Toată atmosfera. E singurul om pe care îl cunosc. Ia-mă la dumneata, te rog. Nu, nu depinde de mine. Lasă că vorbim altădată. Tu știi de ce a făcut Andrei ce a făcut? Voi sunteți prieteni. E așa de paradoxal. Dar împreună formăm un om drept. Prietenia noastră este singurul lucru frumos pe lumea asta. Da. Dar nu știu dacă așa e bine. E foarte greu să-l înțeleg. Uneori mi se pare că e foarte bătrân. Cu mult mai bătrân decât mine. Iar alteori că nu e decât un copil. Ei, cum e? E mai greu ca la școală? Mă simt foarte singur. Dacă n-ar fi, mi-aș lăsa o baltă. Hai să bem o bere. Nu prea am bani. Hai că dau eu. Vine, băiatul! Poftiți încă doi țap cu bere, vă rog? Da, încă doi. Înțelegi? Mă sufoc. Stăm și răbdăm. Nu ar dracu de răbdare. E război, oameni au familii. Și în fabrică. Poftiți, vă rog. Mi-a fost de ajuns o singură zi să înțeleg tot ce se petrece. Și ce se petrece? Ce se petrece? Le e frică la toți. Dar de ce cu-i sare? E mai bun așa. Zău? La mulți ani. La mulți ani. Tu ai auzit de marxism? Nu. Ce e? Teoria comuniștilor. Teoria asta susține că clasa muncitoare este o forță teribilă. Atunci când își dă seama de forța ei. Da, ești tânăr. Mm. Tu știi că pe vremuri au fost și la noi greve? Am auzit. Acum e altă situație. Abia acum ar trebui să facem și... Ai prins ceva pește? Vezi? Nici măcar nu te interesează ce spun. Și ție ți-e frică. Eu singură dată am prins-o știu că de 3 kg. Da. Hai să mergem. Să mergem.
S-a dus. Și de unde știi tu de asta? Am citit. Am o carte în franțuzești. Dacă vrei, îți traduc. Trebuie să facem ceva. Să acționăm cumva. Ia, ascultă, băiete. Fii serios și vezi-ți de treabă. Să nu te trezești în un lagăr. Prefer lagărul decât să iau parte la pasivitatea asta generală. Ce vrei? Șterge-o că te crăpesc. Să trăiești nou, locotenent. Ieși dincolo. Ausgerechnet jetzt beginnen die Kerls aufzumucken. Gerade jetzt. Tocmai acum încep derbedeii să-și facă de cap. Chiar acum. Glaubt ihr, dass alles bloß Zufall ist? Credeți că asta e numai o întâmplare? Die kommunistischen Agenten operieren direkt unter eurer Nase. Agenții comuniști operează chiar sub nasul vostru. Sie werden mir morgen die Anzahl der Verhafteten mitteilen. Verstanden? Ne veți raporta până mâine numărul arestaților. Se înțelege? Verstanden. Ce să fac? Dacă îmi pun semnătura, ai să vezi, vei fi considerat criminal de război. Tot ce se poate. Ce să fac? Să mă las acum împușcat de nemți? Ca să nu fiu mai târziu împușcat de comuniști? Poftim, unde sunt englezii dumitale? Cred că la London. Și până una alta, comuniștii, cum le zici tu, pornesc acții, se agită, există. Ce concluziune tragi? Nu vreau să trag niciun fel de concluzii. Poftim, asta ne mai lipsea. Cred că e o provocare. Da, așa s-ar părea. Nimeni dintre noștri n-a scris pe pereți. E sigur? Sigur. Atunci? Tânărul ăla, Sabin, care a fost dat afară din liceu, lucrează la lăcătușerie. Familia lui a rupt legăturile cu Gheorghe Jurca. A fost la siguranță și i-a dat drumul imediat. Ieri m-a întrebat dacă știu ce e aia marxism. Da, trebuie văzut ce-i cu el. Cred că-s Tito Buzele. Manifestele-s gata. Mâine le dăm drumul în fabrică și la gară. Frate cu dracu, până trecem puntea. Ei dori să pertracteze, vom pertracta. Foarte curând mă voi întâlni cu o personalitate anarhistă. Nu știu nimic, e alarmă. Am coborât în adăpost. Nu mă interesează. Come.
așa. Lasă taviai să vezi, o să fie bine. O să ducă în Germania pe aia a mumilor? O să ducă ce vor, Tavi. Și-o crezi tu? Am informațiile mele care nu-ți permit să crezi că eu mint. Mama te roagă să vii. Tată. Poftim și jos. Cum o fi? Don Timoc, plata! Vine, băiatul! Da. Mulțumesc. Noroc, Tavi. Servus. Servus. Tată, de ce nu vrei să vorbești cu mine? Boule, nu vezi cu aia patru, uite! Vreți să cuceriți lumea și nu aveți maniere? Că vine ea vremea când o să vă arătăm noi! Și pe Hitler o să-l purtăm în cușcă prin toată țara, să-l scui pe oamenii mama lui! Ce? Tu crezi că tata e fricos? Nu, tata. He, lasă numai! Foarte curând o să vezi tu că cine-i tata. Că tu crezi că tata se teme? Tata se teme pentru mămică și pentru tine. Si. Că de-ar fi tata singur vorba aia ce am avut și-ar pierdut. Le-aș arăta eu lor. Tu se bem cu tata. Toți din neamul nostru așa au fost. De nimic nu ne-am temut. Hai să bem un șpriț. Și să nu fii necăjit. Lasă. Le arăt eu lor și eu lor. Care au îndrăzit să-l dea afară pe băiatul meu. Pe toate le aranjează tata. Da, tu nu-l cunoști încă pe tata. Dar vine ea vremea când... Ar trebui să ți-l dau. Și așa ești destul de exaltat. Ai cu cine semăna? Împiedicați evacuarea fabricii. Calmează-te, ce Dumnezeu. Nu știi ce vor. Știu, știu. Ne-a nenorocit idiotul la bătrân. Crede că politica e cum o știe el. Ca pe vremea Mariei Tereza. Tare, tată, te aștept. Doamne Dumnezeule.
Să trăiți. Poftiți. Domnul Chestor e foarte ocupat. Vă rog să-l așteptați. Pe scări, la dreptă. Poftiți, vă rog. Aș dori un pahar cu apă. Poate mai bine un întăritor. Nu, nu, mersi, știți, ficatul. Poftim. Da, mulțumesc. Dumneavoastră, domnule doctor, ați stabilit ceva legături cu comuniștii? Doamne Dumnezeule! Să iau asta drept un răspuns? N-am. Vă dau cuvântul de onoare. Știți? Din nefericire, siguranța se conduce după alte criterii. Dumneavoastră, domnule doctor, dacă va fi așa cum dorim noi, ne veți mai reprezenta cu cinste după ce scăpăm. Dar nu înțeleg. De aceea vă voi vorbi deschis. Aici, la noi, un oraș cu multe întreprinderi industriale aproape de graniță, activează, din păcate, o puternică organizație a comuniștilor. Au reușit, dracu știe cum, să afle despre planurile nemților. Au împânzit orașul cu manifest. Lumea agitată. Dar ce legătură am eu? Acum câteva zile au evadat cât despre această acțiune jos pălăria un grup de conducători ai partidului. Doamne, păzește! Noi trebuia să păzim. Printre ei, unul jurcă bine cunoscut în acest oraș. Iar domnul fost și probabil viitor senator a avut sau va avea contacte cu comuniștii. Și ce vreți de la mine? Poftim. Nu, nu, niciodată. În cazul acesta, sunt nevoit să vă rețin. Așa. Semnați. Semnați, domnule doctor. Domnule doctor, vă rog să fiți liniștit. Nici eu nu sunt prost. N-aș vrea să o sfârșesc în ștream când vor intra aliații aici. De această declarație eu nu vă dau, nu cuvântul de onoare, ca să nu ne pierdem în vorbe mari. De această declarație eu n-am interes să mă folosesc. Și nu mă voi folosi. Dar dacă intră Gestapo-ul pe fir, știi, atunci n-aș vrea să fiu spânzurat nici de nemți. Și, în general, n-aș dori să fiu spânzurat de nimeni. Poftim. Da, mulțumesc. Pot să vă spun din sursă sigură, cel mult într-o lună, dă-și la încaput. Cum? Totuși, domnul senator ar trebui să fie mai prudent. Ce vreți, domnule Chestor? Vârstă. E trist. O inteligență ca tati. Senilitate. Cine știe? Poate că e mai deștept decât noi toți la un loc. Ce vreți să spuneți? Hai, dragă. Ce înseamnă că nervii te lasă? Ce voia? Nimic. O chestiune juridică a fabrici. Nu știi cum sunt ăștia. Se leagă de toate chichibușurile. Bună seara, domn Salvator. Tata e acasă? Nu, a plecat. Unde? Nu știu. Și când se întoarce? Nu știu. I-a luat pe toți cu el și pe bucătăreasă. Numai eu am rămas acasă. Ce vorbești, doamne?
ajuta cu ceva? Nu, nu, lasă-mă, lasă-mă. Mă rog. Dă-mi, te rog, pe domnul Lucian. Da, acum. Lucian, bine că ai venit. Ce s-a întâmplat? Eram neliniștit. Ce este? Bătrânul a dispărut. Se ascunde. Și dacă el face asta, atunci știe ceva. Știi ce inteligență diabolică? Ce vrei să faci? Trebuie să mă ascund. Unde? Deocamdată nu trebuie să știe nimeni. Ați putea fi interogați de siguranță. Spuneți-le că am dispărut. Liniștește-o pe mama. Fiți cuvinți. Mă voi gândi tot timpul la voi. Și acum du-te. Du-te. Lucian. Am primit o misiune foarte grea din partea rezistenții. S-ar putea să nu ne mai vedem. Și acum du-te. Fii prudent. Fii prudent. Domnul Sabin, vă caut un domnișor. Ah, domnul Lucian, n-ai mai fost de mult pe la noi. Tocmai se întreba Andrei. Andrei trebuie să ascundă imediat. M-a rugat bunicul să vă comunic dumneavoastră. Ce am mai făcut? Nimic, dar vă rog să-mi iertați că mă amestec. Unchiul său, domnul Jurca, a fost evadat. E căutat. S-ar putea ca siguranța, având în vedere atitudinea lui Andrei, să... Nu știu, atât mi-a comunicat bunicul. Mulțumesc, domnule Lucian. Asta n-am să uit niciodată. La ora asta? Ce zice, Sfânta? Hai, 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 hai. Sunt urmărit de Gestapo. Am intrat în ilegalitate. Da? Da. Nu face nimic. Dorme aici? Da. Am să stau la tine câteva zile. Da. Rămâi tu cu păpușica ta. Asta-i. La București nu o să te găsească nimeni. Oraș mare. Am destui prieteni acolo. Îi spui domnului Săvescu așa, din partea lui Tavi Baci. Deci nu-i să dai nicio grijă, auzi? Tata e destul de inteligent ca să se descurce. Și acum la culcare, hai. Hai, mamă, la culcare. Mâine la 5 te pun pe locomotivă și gata. Nu-i cunoști încă pe chiferiști. De țara în care copiii au asemenea griji de mici. Fii liniștită, mamă. Cât trăiesc eu. Nu te teme. Tata e aici.
Don Sabin, e pace. Antonescu a fost arestat. Ce-a spus tata să nu-ți fie frică? Știa tata ce știa? Ce credeți voi că e rus la curent? Ai ajuns aici? Mi-a comunicat bunicul unde te pot găsi. E pace. Antonescu a fost arestat. Au debarcat englezii? Vai, ce fericită sunt! Acum o să fie... Da. Eforturile noastre au fost încoronate de succes. Hotărârilor comandamentului forțelor patriotice, prefectul vrea să trateze cu fașiști. În anii aceștia, omenirea a învățat cu prețul atâtor sacrificii că nu se poate trata cu fașiștii decât într-un singur fel, dezarmându-i. Asta-i uite. Chemăm pe toți patrioții să-și apere locurile lor de muncă, să apere munca lor de mâine, demnitatea și cinstea țării noastre. Luați legătură cu detașamentele de patrioți armați de la fiecare întreprindere. Alăturați-vă grupurilor de la UVA, Astra, Poștă, CFR și Teba. Andrei, nu rămâne cu teoria că nimeni nu face nimic în țara asta. Sunt îndobitoc fără margini. Au sosit. Domnule Maior. Să trăiți. Salut. În ordine? Da, tovarășii. Poftiți. Dacă ne atacă nemții, suntem pierduți. Chisăliță ne fac. Am unitate amărâtă de rezerviști bătrâni. Fă bine și nu-ți pierde cumpătul, domnule prefect. N-ar strica să-ți îmbraci uniforma cu medaliile. Asta impune. Crezi în cuvântul generalului von Eck? E un militar, domnule senator. Atunci să se retragă în pace ca niște bravi ostași. Orașul va fi cruțat. Vom bine merita. Puneți uniforma și medaliile alea. Crucea de fier poți să o pui la păstrare. Un domn comunist. Venim imediat. Nu sunt de acord. Ce garanție oferă cuvântul unui ofițer fascist? E cuvântul unui ofițer. Fascist? Mie aceste nuanțe îmi scapă. Nu e bine să plece cu Dumnezeu așa cum or venit? Ce răspundere ne putem noi lua? Nu știu ce răspundere vă puteți dumneavoastră lua. Știu însă ce răspundere trebuie să ne luăm noi. Garnizoana fascistă trebuie să depună armele. Și le va depune.
salutăm. Bate-l Dumnezeu pe Antonescu. Dacă s-o apuca să-i stârpească, barim să-i fi stârpit pe toți. S-au mobilizat încă 3 companii. Foarte bine. Stimate domnule Jur, în stare de alarmă. Gata de acțiune. Da, am înțeles. Stimate domnule Jur, cred că ar fi mai bine în liniște. Tovarășe Jurcă, detașamentele din Teva sunt gata. Regulă. Domnule Jurcă, să nu ne lăsăm amețiți de alegria momentului, să cântărim bine răspunderile. De o jumătate de secol noi purtăm răspunderea destinelor. S-a văzut. Din acest moment ne-o luăm noi. Cum? Pentru Dumnezeu. Deocamdată dezarmăm garnizoana fascistă. Pichetele și-au posturile în primire. La UVA pleacă detașamentul lui Pop. Au sosit camioanele cu armament. Asta. E unchiul meu. Știu. Trageți decât la semnal. Am înțeles. Haide, dragă, haide, mai repede, mai repede. Haide, grăbiți-vă. Cine știe? Poate trebuie atâta nebunia asta. Poate că e necesară ca să ne găsim pe noi înșine. Andrei trebuie să fie încântat. E în elementul lui. Haosul și posibilitatea gesturilor mari. De asta v-ar de acum. Haide, plecăm. Mișcați-vă. N-aveți nicio grijă, veți găsi toate lucrurile așa cum le-ați lăsat. Nu se vor atinge de hanele preoțești. Îți mulțumesc din suflet. La revedere. Hai. Ce mă fac eu singur aici? Ce mă fac? Să ai grijă de tine și să fii cu minte. Așa. Cu bine. Fiți liniștiți, drum bun. Die Luft ist rein. Thank you.
dați-mi apă. Încet! Încet! Ștefane! Ștefan! Merge. Trebuie să te îngrijești, să duci un timp o viață liniștită. În astea două săptămâni era să mor de patru ori. Am venit! S-a mutat de la noi. Tata o să aibă grijă de tine. Să nu-ți lipsească nimic. Atâta timp cât trăiesc eu. Ți-e foame? N-ai grijă. Faci și tata și mâncare, și foc. Nu mai zis să scoale tata, că-i beat. Cu tata. Acum mai ești mare. Tata nu mai are pe nimeni. Face tata mâncare bună, să te îngrași, să te faci frumos. Să nu te înveți cu băutura, nu e bine. Viața ei a fost așa de puțin în bucurii. Bine ați venit! Bine ați venit! Mii de mulțumiri! Cum e? Nu lipsește nimic? Nu! Perfect!
în sfârșit acasă. Da. Sonia, vrei să mă duc cu tine? Știu, Sonia. În aceste două săptămâni, te rog să mă ierți. Te-am pândit. Am așteptat. Am crezut că... Ajută-mă, părinte. O iubesc. O iubesc ca un câine. Ca un vierme. Nu mă lăsa singur, părinte. Trebuie să știi că am dreptul să o iubesc. Ajută-mă. Trebuie să fie ceva sfânt în lumea asta nebunită. Mergem împreună. Cred că bănuiți unde mă duc. Știu. Hai. Andrei! Bună ziua! Îl căutăm pe Andrei. Eu sunt părintele Potra, profesor de latină, prietenul lui Andrei. Nu este acasă. Ea e viitoarea soție a lui Andrei. Poftim. Ocupați. Ocupați loc. Mulțumesc. Poftim. Poftim. Ce rău îmi pare că băiatul nu e acasă. Da. Să mă servesc cu ceva. Mulțumesc. Îmi pare rău că băiatul nu e acasă, dar vine. Acum trebuie să vină. Imediat vine. Acum trebuie să vină. Să vă servesc, să vă servesc. Domnul Sabin nici nu știe cum te cheamă. Sonia Mureșan. Mulțumesc. Mulțumesc. Serviți. Mulțumesc, părinte. Serviți. Se iubesc mult. Tineri. Domnul Mureșan are o situație excepțională. O fabrică de mobile la Cluj, două case. Aveți ceva vie, nu, Sonia? Vă voi sili să aibă și Andrei tot ce îi pot eu da în situația mea de funcționar. Trebuie să o înțelegi, nu? Îmi pare bine că ne-am cunoscut, domnule Sabin. La mulți ani.
treabă. Trebuie să împiedicăm o încercare a reacțiunii care a ocupat sala Transilvania. Lasă-mă, tovarăși, și înțeleg ce dracu, pot fi jos, mulțumesc. De aia, poftiți să coboară. Mulțumesc. Mai aveam amorcat. Hai și de acolo, din fund, poftiți, poftiți. Hai, hai. Dar ce-s pe capul lor, dar ce-s... Nu mai e un respect nici pentru artiști. Ce faci, dragă? Bată lumea sus. Haide, 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 nu vrei să te oprești. Ți-ai distrus viața. Pentru ce? Pentru singura certitudine pe care am întâlnit-o. Am fost astăzi la voi. Tu știi că eu... Că noi... Știi că n-aș fi primit niciodată ceea ce mi-oferi. Știu. Sonia. Noi doi suntem atât de tineri. Eu n-am împlinit încă 19 ani. În fața noastră... Hai, băieți! Hai! Hai, băieți! Sonia! Sonia, ne vom întâlni. Dacă tu ești ceea ce știu, nu se poate altfel. Hai, Andrei! Mulțumim, tovar și șofer! Că-și cineva admite ca comuniștii să pună mâna pe scumpa noastră țărișoară, care strămoșii noștri au apărat-o cu prețul vieții lor, de-a lungul atâtor milenii, care noi astăzi când... Acum, dragule, picioare, a sosit clipa să dovedești că sămânța n-a căzut pe pământ stern. Ai avut totul de la viață. Trebuie să plătești. Cărțile tale trebuie să le plătești. Căldura cu care ai fost înconjurat din leagă, nădejdele care s-au pus în tine. Nu cred în toate astea, părinte. Nu cred. Nu interesează pe nimeni ce crezi tu, dragule, ci ceea ce faci. Priviți-vă în această sală. De aceea trebuie noi toți să ne ridicăm ca unul. Care... Liniște! Mai încolo să nu vă... El poate face asta. Tu poți? Cum ziceam, țara noastră dragă, țara noastră pentru care noi cu toți. Câte vorbe de prisos. Jumătate din oraș e distrus. Oamenii flămânzesc. Ce rost au vorbe de mari? Am venit să vă chemăm să muncim împreună. Uite, azi numai 5 ore. Să îndepărtăm ruinele gării. Pleacă soldații spre front. Învinge-l. Domnilor, domnilor, trăim într-un univers care seamănă cu un bordel în flăcări. Superstițiilor în marș, în ofensivă, care agită lumea. Putem noi să le opunem, fie măcar umbra unor certitudini? Vorbește-mă românește! Nu întrerupeți vorbitor! Că-i democrație! V-am chemat pe toți. În cartierul gării sunt câteva tone de moloz, care trebuiesc îndepărtate. Dar ce, să ne lăsăm intimidați de ăștia? Păi ei, mă! Da, tinerul acela, l-am scăpat din vedere. Am ținut la el. Mai mult decât la
Politica, scumpul bunicului, nu se face cu sentimente. Acelea-s bune cu fătuțele. Da, da. Păi nu am ocupat de el. Nu-i mai bine să ne ocupăm noi? Știți, vorbim cu băieții, îl așteptăm într-o seară și... Să punem frâu pornirilor juvenile, chiar dacă sunt înălțătoare. Dumbrăvene! Mașina. Am onoarea să vă salut, dragă domnule Sabin. Da. Eu mi-s senatorul Varga. Da. De mult am vrut să am cinstea de a vă cunoaște. Da. Mă rog. Am venit să convorbim despre un lucru grav. E vorba de băiatul dumneavoastră, tinerul de mare Vietoriu. Da, poftiți! La liceu nu mă mai întorc. Ce dracu să caut între mucoșeie? Da, ocazie să faci risipă de muniții, nu crezi să ai pe acolo. Cum ce să cauți? Pe inginerii, pe doctorii, pe profesorii de mâine. Uite ce, Andrei, de vorbe frumoase nu prea am timp și nici de multe analize psihologice. Te-ai îmbrăcat într-o uniformă care ți se pare foarte revoluțională. Nu, las că înțelegi foarte bine ce vreau să spun. Te drapezi într-un fel de duritate, de asprime, care nu ți aparține ca om și care, la un moment dat, te poate despărți de oameni. Plătim pe multă suferință, pe multă durere, Andrei, de care toți am avut parte. Deocamdată mi se pare că ne batem și clădim mai puțin. Ne batem ca să clădim. Și încă ceva. Foarte mulți din cei cu care ne batem astăzi ne vor da dreptate cândva. Pentru că avem dreptate. Eu aș vrea să... Știu. Eram cam de vârsta ta când am intrat în închisoare. Și eu vroiam să... Și pe urmă am suferit pentru că nu puteam să... Dar pe urmă am învățat că materialele politice trebuie trimise la timp. Copiate de 100 de ori pe foiță de țigară. Că trebuie avut grijă de sănătatea tovarășilor, de odihna lor. Că trebuie să știm la zi ce se petrece în lume. Că trebuie învins spiritul de aventură. Pentru că sunt foarte multe de făcut în țara asta. Și pentru că sunt atâtea de făcut, totul este important. Mult mai important decât să tragi cu pușca. Și încă destul de prost. Am înțeles. O să vând și o ziare duminică. Te felicit cu anticipație. Încă ceva. Ca să vin ziare, nu-i nevoie să rechiziționați autobuze. Dar știi, deloc nu-i nevoie. Da. Spune. Ce foame? Groaznic de foame. Andrei, azi am avut o mare cinste. Ne-a vizitat domnul senator Varga. Vrea să-ți vorbească. Te prețuiește foarte mult. Nu te am decât pe tine. Nu mai am nimic pe lume. Tremur în fiecare zi să nu ți se întâmple ceva. Andrei, fie-ți milă de tata. Și în ce fel dorește domnul Varga să-mi fie milă de tine? Cum? Iartă-l pe tata, e obosit.
Și tu ești mult mai inteligent decât mine. Dar n-ai experiență. Domnul senator înțelege. Ești tânăr. Vrei să-ți faci un drum în viață. Dar mâinul se schimbe iarăși toate. Cine știe, noi românii trebuie să fim uniți. Domnul senator ar vrea să te trimită în Franța, la studii. Cu Lucian, prietenul tău. Tu nu vezi că toată societatea bună te va ocoli? Spune-mi, a avut cineva ceva de câștigat cu politica? Domnul Varga. Și poate slujile lui. Andrei, tata nu vrea să te influențeze. Nu te mai am decât pe tine. Uite, am scos din cărțile tale. Am să-l citesc. Că n-am prea avut timp. Tot cu serviciu. Nu vreau să-ți fie rușine cu tata. Nici ție nu-ți va fi. Mi se pare importantă părerea dumneavoastră. Să nu zicem hop până n-am sărit șansul. La București n-a fi prea ușor. Hai, lasă, lasă, stai. Domnule general, domnule general, plecați dintre noi, lăsându-ne amintirea unui adevărat părinte al județului, care în momentele grele, în care adevărații, toți adevărații democrați, eram poropsiți, ne-ați ajutat, ne-ați salvat. Acum, domnule general, acum, când pășiți pe o nouă treaptă superioară, vă dorim un drum glorios spre cel mai înalt for al țării. Noi aici vom ști apăra românismul amenințat de anarhia și... Vreau să spun... iresponsabililor, fără neam și Dumnezeu. Vom ști rezista și lupta, așa cum am știut rezista împotriva teroarii dementului Antonescu. Am știut rezista pe dracu. Lasă, tată, stai jos. Ce să mai... mănâncă mai bine. Românism, democrație. Lasă-o baltă. Salvator! Așa am ajuns să... Dacă ești isteric, ar trebui să te tratezi. Cum și dumneata. Poftim, dragă. E declarațiunea ta de la poliție. Ne-a vândut-o benea. Destul de ieftin. O să mai auziți voi de mine. O să mai auziți voi de mine. Îmi bătuc înapoi fuga a marș? Cum îți permiți, tinere? Cu cine am onoarea? Eu sunt... sunt unchiul domnișoarei. A, pare bine. Pui-o, Florescu. Să-ți fie rușine, domnule! V-am o lipsit pe toți, molima comunistă. Știi, dar... În loc de a neapăra neamul în aceste clipe grele... Unchiul în stare de prietate. Hai să mergem, dragă, ce... Nu vrei să... O să mai auziți voi de mine!
Du-te, dragă, du-te să primești condoleanțele. Trebuie. Bunicule, suntem vinovați. Cum am putut să... A murit ca un prost, așa cum a trăit. Du-te, Lucian, du-te. Ia tribuna, tribuna română, ia tribuna! Amănunte despre mormântarea domnului avocat salvat, omorât de anarhiști! Ia tribuna, ia tribuna, mare senzație mare, pop, cruj, parastas, sigil de argint! Poate găsi bătaie! Tribuna, tribuna, ia tribuna! Ei, concurență! Vă zici? Domnul Patriotu! Da, poftim! Poftim! Amantele lui domn Maniu, crimele lui Maniu, mare senzație mare! Hai să te învăț! Ziarul Patriotul, care e Patriotul? Numai dușmanii poporului nu-l cumpără! Ia Patriotul, Patriotul! Mersi, Tribuna, alo, Tribuna! Patriotul! Tribuna! Ia Patriotul, că e mai bun! Mersi! Ce zici? Dai ceva pentru lecție? Te uiți ca Bill Baxter să creadă burjuie, da, poftim, să creadă burjuie că ai pistol. Tare să tem de pistol. Cât dai? Mulțumesc, tovarăși. Ia te uită. Nu-i nimic, tovarăși. Am plecat. Mare înmormântare, mare! Patriotul, situația din Germania. Acum când se îngroapă în pământul din care a fost făcut, unicul meu fiu, nădejdea bătrâneților mele neputincioase, nu tatăl vă vorbește, ci șeful acelui partid românesc care va trebui să ducă mai departe lupta lui. Luptă în care a fost prima jertfă curată. Rămână în numele tău, copilul meu Salvator, ca un simbol al marii salvări naționale pe care trebuie să o ducem până la capăt în vremurile de furtună care ne așteaptă. Mulțumesc. Patriotul! Las Patriotul! Patriotul! Ia uitați-vă la strădător. Ce faci, mă? Bine că l-am întâlnit să-l scuipăm în obraz. Treceți mai departe. Că ce, mă? Că ce, mă omorși pe mine, îmi dai cu ranga? Nu merită. Împotriva unor asemenea oameni, dează încolo nu cuvântul, ci arma. Nu înțeleg nimic.
Mi-e milă de mine. Sonia. Numai tu mai existi. Ești vie. Ești aici. Poate că împreună. Poate...